Atunci când în România este încă frig și îți doresc să vină vara, în Cipru este ideal să faci plajă, să te plimbi. North Cyprus is the Cuba of the Mediterranean. Este o destinație hibrid. Ai serviciile all inclusive și cele mai bune servicii din Antalya, dar duse în această insulă foarte înverzită și foarte plăcută. Cipru de Nord este un mix de culturi pe care îl întâlnim foarte rar pe glob. I know that every people will be happy. Se mănâncă foarte, foarte bine și foarte ieftin. You have sun, sea and historical places. E un loc pentru toată lumea, de la cel cu țâța în gură până la cel cu barba sură. They will find exactly more than their expectations. Ai posibilitatea de a ajunge foarte repede în Cipru. Aterizezi după 2 ore până la Larnaca, în 40 de minute vor mai ajuns în partea de nord și te poți bucura imediat de plajă, de soare. All islands in the world, they have their special characters. În primul rând, destinația Cipru de Nord este o destinație hibrid între Grecia și Antalya. De ce zic Grecia și de ce zic Antalya? Pentru că există acel lazy, cozy life de insulă. Adică puteți să vă luați rucsacul cu iubitul, cu iubita, cu soțul, cu soția și să vă duceți pe o plajă virgină. Și totodată condițiile de cazare, serviciile, sunt la prețuri de Antalya. This is the only place that you can find similar hotel qualities like you find in Turkish Riviera. That's why the hotel is fully booked all year. Sunt hoteluri de lanț, hoteluri foarte bune, camere impecabile, nou deschise. They will find everything like Antalya, you know, but different destination. Especially, they will have really great beach. From the peninsula of the island till Bafra, where the new hotels are located, and till Acapulco, till Kayseri, you can see the same quality of only sand. We don't have pebbles, we don't have rocks, we only have golden beach. Turiștii găsesc aici plaje cu nisip, găsesc vreme bună pe o perioadă lungă din an. Marea este foarte frumoasă, majoritatea hotelurilor au intrare lină în mare. Indiferent de bugetul clientului, sunt hoteluri cu all inclusiv, ultra all inclusiv și mai există full board. Full board înseamnă că aveți cele 3 mese asigurate și băuturi nelimitate doar pe perioada meselor. Datorită faptului că impozitele și taxele sunt destul de mici, băuturile sunt destul de ieftine, adică 2, 3, 5 euro. Barurile, cluburile sunt foarte active. This is the only destination that you are feeling the same atmosphere like Turkish Riviera and sometimes you are paying even less comparing Turkey. Consider că este o destinație ideală pentru cei care iubesc calitatea turismului turcesc, dar în jur totul este diferit, avem posibilitatea să facem multe excursii opționale. Deci în afară de hotel, poate să opteze, dacă vor zilnic să facă o excursie opțională, au de unde să aleagă. Sunt foarte multe locuri pe care nu trebuie să le ratezi atunci când vii în Cipru de Nord. Varosha City, ghost city in Famagusta, has recently opened during the pandemic era and this part was closed since 1974. More than 50 years, this place was kept closed and nobody was aware what was inside and people were always curious. Now this place is open. It's a wonderful place, must to see. All American stars, they have their villas in this part. Up on the mountains, wonderful monastery, Belle Pays, perfect Mediterranean view. And we have San Hilarion, for example, in Cagliari. It's 800 meters on the top of the mountains again, with the combination of nature, history, and magnificent view of Kayseri. Famagusta is perfect for all history lovers. We are not talking about a deserted place, a port city from the ancient times, where the commerce from eastern part of the world coming to Cyprus and western part of the world, they are coming to Cyprus as well, they were exchanging the goods. Avem excursii opționale culturale. Avem excursii opționale în scop religios, să zic așa, pentru că sunt foarte multe biserici, catedrale,
ale creștinismului, mormintele și altarele mai multor sfinți. În afară de asta avem aquapark, avem delfinariu, avem toate sporturile de apă, avem scufundări, avem safari. Chiar dacă vin la All Inclusive, pot să viziteze, să meargă, au diferite obiective turistice, pot să mănânce în oraș. Și aici vorbim despre un mix între mâncarea turcească, mâncarea grecească și diverse, multe alte influențe din zonă, cipriote. Ospitalitatea turcească se simte și aici, la cea mai înalt nivel. Mâncare senzațională și o atmosferă extraordinară. Vei putea să simți exact vibrația locului. Se mănâncă în stil turcesc cipriot, indiferent de ce comandați, aduc 5, 10, 15, 20 de aperitive calde, reci. Brânza lor numită halumi și o pui pe grătar așa și... Această experiență culinară trebuie încercată neapărat în Cipru de Nord. Aici se mănâncă extrem de bine, la un preț foarte mic, în special în comparație cu Europa, adică puteți avea o masă la 10-15 euro, foarte diversificat și totul proaspăt și totul foarte gustos. O parte dintre cei care vin în Cipru de Nord vin pentru că există faimoasele cazinouri, pe care nu le regăsesc pe celelalte destinații. Aproape toate hotelurile de 5 stele au cazinouri și sunt cazinouri mari. Datorită faptului că în 97 în Turcia cazinourile au fost închise prin lege, toate acestea s-au mutat în Cipru. Because of this casino claims, the hotel has to give better service comparing Antalya. Au găsit în aceste locații mijloace de distras, să vii și la cazino, să faci și plajă, să îmbini utilul cu plăcutul. Adică dacă ce foame mănânci, dacă ce foame de bani te duci la cazino și te distrezi. Deci ai ce faci aici, în Cipru de Nord. Un pachet începe de la 339 de euro de persoană, cu zbor inclus din România către Cipru. Se aterizează în Larnaca, se face un transfer de oră în zona de nord, include și transportul cu mașina, cazarea de 7 nopți, regimul de masă full board, all inclusive sau ultra all inclusive și asistență turistică în limba română. În primul rând, Cipru de Nord pentru mine înseamnă bucurie, înseamnă ospitalitate, înseamnă servicii de înaltă calitate, înseamnă mâncare foarte bună, înseamnă condiții de cazare foarte bună și este o destinație în care te simți ca la părinții tăi acasă. Am vrut să văd cum arată un alt fel de all inclusive pe o altă destinație, că în Antalya am fost de foarte multe ori. Avem plaje extraordinar de bune, avem foarte multe verdeață, 340 de zile însorite. Dacă vrei o vacanță activă, dacă vrei să fii relaxat, dacă ești cu copii, oricum există o varietate foarte mare de activități pentru toate tipurile de persoane. Cipru de Nord este una dintre destinațiile mele preferate. Aici găsesc un mix de culturi pe care nu le regăsesc niciunde în altă parte și îmi face deosebită plăcere de fiecare dată să vin în Cipru de Nord. Cipru de Nord, o zonă de vis. We are excited to wait our guests to make happy to them.